De fiecare dată când vedem un stejar mare, trebuie să ne aducem aminte că totul a pornit de la oghindă. Atunci când vezi un copac mare, trebuie să ne gândim că totul a pornit de la o sămânță. Atunci când vedem poate un bloc mare, un zgârienor, cum se numesc astăzi, trebuie să ne gândim că totul a pornit de la o cărămidă, de la o piatră, de la cineva care a început cu lucruri mici ca să construiască ceva mare. Ceea ce ai astăzi de oferit poate să pară mic, dar Dumnezeu binecuvintează și atunci când El binecuvintează, acest lucru poate să crească. În 1912, un pastor se chema Russell Canwell, pastor al Bisericii Baptiste Harul din Philadelphia, din Statele Unite ale Americii, a povestit despre o fetiță de la școala duminicală care era bolnavă. Și el povestea cu ea și spunea că din cauza supraaglomerării din biserică, el și-ar dori o biserică mai mare, o clădire suficient de mare ca să poată participa toată lumea. Și el povestea cu fetița aceasta. Ei bine, a venit momentul când această fetiță a murit, însă acest pastor nu știa că ea a început să strângă bani pentru acel lucru. Ei bine, el a fost rugat să participe la înmormântarea ei și să predice și atunci mama fetiței a spus că Hati mei, cum se numea ea, își economisea bani ca să ajute la construirea unei biserici mai mari, ceea ce vorbiseră cu el înainte. În poșeta ei se găseau monede în valoare de aproximativ 241 de lei românești, da, câțiva dolari. Pastorul i-a investit și din acest profit a cumpărat o casă învecinată pe care a transformat-o în anexa bisericii pentru copii. Oamenii inspirați de dărnicia fetiței au început să dăruiască și pornind de la cei aproximativ 241 de lei, în cele din urmă s-a construit biserica Temple Baptist Church, s-a construit de asemenea Universitatea Temple și Spitalul Bunul Samaritan. Vedeți, poate de multe ori avem impresia că darurile noastre, timpul nostru, talentele noastre sau eforturile noastre sunt prea mici pentru a schimba ceva. Dar când le încredințăm pe deplin lui Dumnezeu și îl rugăm ca El să le binecuvinteze, descoperim că El este un bun matematician și se pricepe la înmulțire. El poate lua cuvintele noastre, eforturile noastre, resursele noastre și le poate înmulți dincolo de tot ceea ce noi ne putem imagina. Conform versetului 20 și 21 din Efeseni, capitolul 3, aceluia care prin puterea care lucrează în noi poate să facă nespus mai mult decât cerem sau gândim noi, a Lui să fie slava. A Domnului nostru Iisus Hristos să fie slava în vecii vecilor.